Un minor de 13 ani din orașul Locnița a dispărut fără veste, iar părinții nu știu unde să-l mai caute. Aceștia s-au adresat la poliție după ajutor. Totodată au făcut posteri și pe rețelele de socializare pentru a-i da de urmă. Băiatul ar fi ieșit din casă în data de 19 decembrie, iar din acea zi nimeni nu mai știe nimic de el. Daniel Roșca are corpulența medie, părul șaten și ochii căprui. Într-o postare pe una din rețelele sociale scrie că, potrivit unei informații neconfirmate, deocamdată minorul s-ar afla în Chișinău, în compania unui tânăr de 20 de ani care se duce peste tot cu ghitara în mână. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe minorul din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație contează.